Bună seara, stimați telespectatori! Suntem la emisiunea Școala Gorjeană. Avem plăcerea să fie în studio domnul profesor Gheorghe Nichifor, directorul Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu din Târgu Jiu, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bună seara, bine v-am găsit! Emisiunea noastră de astă seară se numește Profesiune de Credință, Performanță. Nu întâmplător v-am chemat pe dumneavoastră, pentru că liceul pe care îl conduceți a ajuns în timpul de când îl conduceți numărul 1 la nivel de țară și acest lucru v-a fost recunoscut la nivel de județ. Da, numărul 1 din județ la nivel de țară, dar nu neapărat numărul 1, cred că sunteți locul 24, dacă am reținut eu bine. Dar chiar premierul Victor Ponta, fiind la deschiderea anului școlar, spunea, justifica cumva de ce s-a întors la dumneavoastră, pentru că a mai fost în liceul dumneavoastră și în anul 2011, spunând chiar faptul că sunteți cel mai bine clasat liceu din județ, iar rezultatele vă plasează la acest loc. E un clasament al ministerului care vă plasează pe locul 24. Deci, întrebarea ar fi, cum este să fii numărul 1 în județul Gorj? Și mea culpa pentru că am lăsat telefonul deschis. Ei, eu mă uitam la genericul ăsta pe care l-a spus, profesiune de credință, performanța, și mă gândeam nu numai la școală, mă gândeam și la noi ca indivizi, că până la urmă performanța se regăsește înainte de toate la nivel individual. E bine, cred că din această postură am lucrat noi ani buni ca să ajungem pe această poziție. Nu ne place să spunem neapărat că suntem primii, îi admirăm și pe colegii noștri ceilalți, pe toți colegii din județul Gorj. Fiecare școală până la urmă are ceva de oferit în diferite domenii, fie că sunt licee teoretice, fie că sunt licee vocaționale. Sigur că ne onorează această poziție, faptul că am obținut rezultatele pe care le cunosc telespectatorii noștri cu toții. Este vorba înainte de toate de acel 100% din prima fază, să spunem așa, a bacalaureatului, din prima sesiune a bacalaureatului, și notele foarte bune pe care dumneavoastră la Școala Gorjeană ați avut amabilitatea să le postați chiar printre primii, mă refer la rezultatele de la admiterea în clasa nouă. Ca să comentăm puțin toate aceste rezultate, o voi face cum am făcut-o deja în acele forumuri instituționalizate ale noastre, respectiv Consiliul Profesoral și Consiliul de Administrație, și de ce nu și întrunirea mai largă de la începutul anului școlar, unde participă nu numai elevi, profesori și invitați, ci și părinți. Deci spuneam că se datorează această poziție fruntașă înainte de toate corpului didactic și nedidactic excepțional. Și dacă îmi veți permite, domnule director, eu o să discut și sunt convins că mă veți pune și pe această pistă a relației dintre personalul didactic și nedidactic. Din exterior se văd mai mult profesorii, dar zi de zi, ceas de ceas, pentru că se lucrează și noaptea de către unele persoane la foc continuu într-o asemenea aveți unitate. Cămin și complex. Automat, da. Căminul, sigur, și cantina presupune altă organizare. Acești oameni nevăzuți, modești, care sunt tot timpul printre copii, ca să le fie bine, să se afle în siguranță, să se odihnească bine, să învețe bine, acești oameni, din care vreau să vă spun, în anii ăștia, mulți de când sunt aici la conducerea Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu, am făcut o echipă disciplinată, care la ora 7 intră în luptă, ca să spun așa, studiază registrul de procese verbale al profesorului de serviciu, iau la rând fiecare clasă și remediază defecțiunile pe care le găsesc în fiecare seară. Apoi contabilitatea, apoi secretariatul, administrativul, biblioteca,
cantina cu toate celelalte. Iată, sunt locuri unde se face treabă. Dar, pentru că vreau să vă răspund la această întrebare, plasez înainte de toate acești oameni extraordinari care sunt colegii mei dascăli. Iar o a doua explicație a acestor rezultate foarte bune este reprezentată de data aceasta de calitatea elevilor noștri. Ei vin majoritatea din mediul rural, dovadă și faptul că la cămin nu mai avem locuri. Ei vin într-adevăr de la țară, dar vin cei mai buni de la țară și lucrul acesta sigur că ne satisface. În definitiv, în clipa când ai un asemenea material uman, ai și obligația de a face totul ca să satisfaci dorințele părinților. Sigur, sunt și la noi neîmpliniri, o să vorbim despre ele. Le-am spus și la începutul anului școlar, cu voce tare, până la urmă avem dreptul acesta, dar una peste alta, Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu se află în această postură grație acestor factori pe care eu succint vi-am expus. Da, există în momentul când se discută despre Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, se vorbește, pe lângă rezultate foarte bune, chiar și la concursuri, chiar și la olimpiade, pe lângă aceste segmente gen admitere în liceu, rezultate la bacalaureat și prezența constantă în viața publică, în viața culturală a Gorjului, atât a elevilor cât și a profesorilor, sau în primul rând a profesorilor, dar remarcăm faptul că copiii, elevii sunt foarte prezenți în viața publică, în viața culturală, asta înseamnă foarte, foarte mult. Pentru că, de regulă, în ultimii ani sau după 1989, avem profesori care s-au remarcat, dar au uitat să ia după ei și elevii. Cel puțin asta e senzația. La dumneavoastră nu se întâmplă acest lucru. Ați avut în ultimii ani foarte mulți copii care au scris, foarte mulți copii care au publicat cărți, foarte mulți care au avut expoziții de pictură, deci și-au făcut deja nume în diverse domenii și asta e foarte important. Dar în momentul când se vorbește despre Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, se remarcă și acest lucru, faptul că sunt foarte mulți elevi din rural. E un motiv de mândrie cu siguranță și a spus-o dumneavoastră, pentru că știm ca profesor de istorie, veșnicia s-a născut la sat, cum spune un poet. Eram sigur că o să mergeți pe această sintagmă, așa este. În același timp însă aveți și un mare avantaj, pentru că pe acești copii îi duce să-i faceți și îi faceți, asta vreau să remarc, îi faceți cunoscuți, îi faceți remarcați sau, și mai important, că mai e un barometru de care aș vrea să vorbim, copiii de la Ecaterina Teodoroiu, am văzut în acel program pe care îl faceți dumneavoastră, aveți procentul de 99% deci în învățământ superior. Deci practic e 100%. Deci e aproape tot de 100%. Probabil ați fost mai modești și ați băgat unul, doi că nu s-au dus la facultate, dar... Nu cred că e vreunul care să nu fi mers la facultate. Cu atât mai bine. Cum se explică aceste lucruri? Este foarte interesant radiografia pe care ne-ați făcut-o în cadrul acestei întrebări. Pentru că până la urmă, la această școală se cultivă mai puțin elitismul intelectual, de aceea suntem depășiți la unele capitole de școlile celelalte, mă refer în ultima vreme la olimpiadele școlare, pe de altă parte însă, la nivelul exprimării lor al elevilor noștri după ce termină liceul, cred că îi depășim pe toți. V-aș da un singur exemplu. Din 26 de elevi de la o clasă de științele naturii, la noi termină două clase de științele naturii pe fiecare an, la 26 de elevi care au dat la medicină, stomatologie, farmacie, au intrat 23. Ceilalți trei n-au intrat, s-au orientat către alte facultăți. Facultate grea până la urmă. Și cu admitere. Da. Dacă veți fi atenți și veți studia listele, veți vedea că aproape peste tot, și la București, și la Timișoara, și la Cluj, între primii sunt elevii noștri.
Nu vă mai spun de celelalte domenii, mă refer la automatică și informatică, unde de asemenea concurența este cea care este. Apoi, de ce nu, suntem destul de prezenți și la nivelul altor facultăți care de asemenea prezintă un acces mai dificil. Mă refer la Academia de Poliție, mă refer la filologie, la limbi străine. Aș vrea să vă spun că una dintre absolventele noastre va termina anul acesta coreeană, deci engleză coreeană, alta engleză arabă. Sunt, iată, disponibilități teribile. Și faptul că acolo, în instituțiile de învățământ superior, se situează tot pe poziții fruntașe, asta înseamnă odată un antrenament în munca cu cartea și, în al doilea rând, înseamnă deja crearea, să le spunem așa, a unor deprinderi, a unor obișnuințe pe care le-au luat cu ei în facultate. A te duce și a încerca să înveți cum să înveți în facultate e mai dificil. Și atunci, dacă aceste deprinderi sunt de aici din școală, le spuneam la începutul anului școlar și invitații noștri au auzit lucrul acesta, încă veți mai vedea la Ecaterina Teodoroiu în sălile de lectură, unde se închid ușile la cămin pentru câteva ore, ca pe vremuri, dar asta este, copii care învață. Încă veți mai vedea în clase, în pauze, copii care sunt la tablă. Încă îi veți vedea pe elevii de serviciu de la intrare cu caietele lor de notițe rezolvând probleme. Lucruri care deja au devenit niște rarități în zilele noastre. Iată deci puțin dezvoltată această radiografie pe care, repet, ați făcut-o în cadrul întrebării pe care mi-a spus-o. Într-adevăr, avem deja o personalitate distinctă. Suntem altceva decât celelalte școli de frunte ale liceului, ale județului nostru. Eu nu-mi permit să vorbesc despre celelalte școli, dar aș putea să fac și eu rapid o radiografie și a celorlalte școli de la noi, să le arăt care sunt aturile dumnealor, pentru că realmente au asemenea aturi. Din spirit de colegialitate și nu numai, vreau să vă spun că prezența noastră în topul școlilor fruntașe este benefică. Concurența aceasta dintre noi nu duce decât la rezultate pozitive. Este bine că suntem lângă Tudor, este bine că suntem lângă Spiru Haret. Iată, de la o vreme și Coșbuc, de la Motru, are ceva de spus, liceul economic de asemenea, în rândul școlilor de la vocațional, sigur că nu putem să ignorăm liceul Maghieru, apoi celelalte, liceul de muzică, sportiv, celelalte. Suntem în acest peisaj o voce personalizată pe care încercăm să o conturăm din ce în ce mai bine prin rezultatele noastre. Și aici avem niște tehnici așa mai speciale. Nu știu dacă neapărat ar trebui să le divulg, pentru că s-ar putea, am mai făcut-o de altfel de la emisiunile dumneavoastră, adică mie mi se pare, am spus-o și la începutul anului, această birocrație teribilă care ne-a copleșit, ca să spun așa, în ultimii ani, această birocrație pe care noi deliberat am ocolit-o cât am putut, ne-a creat această posibilitate de a lăsa pe profesor să-și facă treaba. Sigur că din exterior și de la forurile superioare și, dacă vrei, și de la Uniunea Europeană și de la toți, ce bine este să le ai pe toate proceduri, una după alta. Dacă stai să faci numai aceste lucruri, deja uiți esențialul. Și esențialul ăla nu este foarte simplu. Să intre profesorul la clasă și să-și facă treaba. Sigur că se va spune, da, domnule, dar pentru asta ia salariul. Dar uite că alții nu fac așa ceva și au zero la bacalaureat sau procente foarte, foarte mici.
Și mai sunt și alte secrete pe care poate o facem așa un ciclu de emisiuni ca să le dezvoltăm și să le dezvăluim. O să acceptăm provocarea, însă apropo că spuneați un lucru, deci nu uitați principalul, să spunem, element al învățământului, elevul. Pentru că spuneați de birocrație, toate acestea uită, neglijează partea de formare a elevului, ceea ce ar trebui să fie fundamentul învățământului și știind la domnul Trandafir și până în zilele noastre, din păcate noi acum toată lumea este potopită de hârtii, cum spuneați dumneavoastră, proceduri și alte lucruri. Însă tot v-ați întâlnit cu premierul recent, nu i-a spus și nu i-a semnat și acest lucru. Mai ales că rețin un lucru, pe când domnia sa nu era premier, dar era parlamentar de Gorj, promitea împreună cu viitorul ministru atunci al educației, Caterina Andronescu, că se va umbla la acest lucru să fie mai puține hârtii în învățământ. Cred că e o problemă general valabilă pentru învățământul din Gorj și învățământul din toată țara. Nu numai pentru învățământ, toate sectoarele au asemenea dificultăți. Să știți că nu e ușor să înveți așa din mers de toate. Să treci printr-un consiliu de administrație, să zicem, până și schema orară. Un consiliu de administrație se întrunește greu. Mai ales în condițiile actuale. Noi spunem că membrii comunității sunt foarte interesați de ce se întâmplă în școală. Sunt foarte interesați și de problemele lor. De ce să nu fim sinceri? Și de multe ori greutatea Consiliului de Administrație cade tot pe umerii noștri, noi suntem în minoritate, cum știți, cadrele didactice, și susținerea noastră nu poate veni decât din partea unor părinți care sunt și ei cadre didactice și care înțeleg, deci reprezentanții părinților, dacă sunt cadre didactice, înțeleg. Și în felul acesta cam am făcut noi, sau foști elevi de ai noștri. Și atunci sigur că poți să colaborezi cu ei. Dar sunt tot felul de toate celelalte instituții care fiecare la rândul lor au pretențiile pe care le au. Să te controleze, să te evalueze, să te ridici la normele europene în condițiile în care fondurile sunt cele care sunt. Sigur, nu începem să ne plângem acum, nu este un refuz de a realiza aceste lucruri, dar credem noi că ele ar trebui mult simplificate. Mult simplificate. Vreau să vă spun că sunt unul dintre cei care nu și-au mai luat concediu de an bun și pentru ca școala să arate cum arată la începutul anului școlar, înseamnă că stau acolo și sâmbăta și duminica și de sărbătoare și așa mai departe. Este un sacrificiu pe care îl facem, dar uneori mă gândesc și la inutilitatea acestui sacrificiu. În definitiv, trebuie să fim și noi odihniți, trebuie să fim și noi să studiem și altceva decât lucrurile acestea care țin de management. Și atunci a spus foarte bine problema, simplificarea, debirocratizarea învățământului este o cerință numărul unu al sistemului actual de învățământ. Mai sunt și altele. Ei, să ne întoarcem la partea frumoasă a lucrurilor. Am zis că noi, așa ca la fotbal, am driblat puțin toate aceste lucruri, am încercat să le facem pe toate, sunt niște oameni disciplinați, dar lucru cel mai frumos pentru mine în calitatea de conducător al acestei școli alături de colegii mei, este atunci când trec pe holuri și când îi aud pe profesori cum își fac datoria, cum își dezvoltă temele și lecțiile la diferite discipline. Este o mare plăcere să auzi, evoluând profesori de excepție, să-i auzi doar în clipa când îi mai și vezi la clasă, este cu totul altceva, la matematică, la biologie, la fizică, la limbi străine, chiar și la arte este superb să-i auzi cântând, să-i vezi desenând, să le admiri expozițiile de pe holuri. Cum spuneați, noi
avem copii talentați la desen, avem copii talentați la artă fotografică, avem copii care cântă frumos și muzică populară și muzică ușoară, avem sportivi, avem actori, deci atât, literatură, publicistică. Publicistică și așa mai departe. Aici un rol îl au și dascălii care au ieșit în arena culturală a Gorjului de mulți ani cu mare talent. Nu vreau să dau decât un singur nume, nu vreau să vorbesc despre mine, poate când vom vorbi la partea de istorie, dar profesorul Zenovie Cârlugea este un monstru sacru, am putea spune. Un om de o modestie rară, care scrie atât de bine și atât de mult, inclusiv în domeniul nostru, la amândoi, în domeniul istoriei. Nu are cum să nu vadă elevul lucrul acesta. Nu are cum să nu audă de el și de ce nu să încerce și el. Și de aici multitudinea de volume, de poezii, de proză care au apărut în ultima vreme la școala noastră. Deci elevii dumneavoastră au magiștri după care înseamnă foarte mult. A zis să nu vorbim despre dumneavoastră, însă eu am o nelămurire de mai mult timp. Am mai fost în emisiuni cu dumneavoastră, n-am apucat să vă adresez niciodată întrebarea aceasta. Dintr-un simplu motiv, am făcut în general emisiuni mai cu caracter istoric. Acum e istorie și puteți să ne lămuriți. Și rămâne o nelămurire, mai ales că să știți că cineva, o să vă spun după emisiune cine ne-a adresat SMS-ul acesta. De asta vă întreb. În urmă cu 3 ani, au fost cel puțin 2 zvonuri confirmate, apărute în presă. Unul a fost cel foarte cunoscut, în care dumneavoastră a și refuzat public faptul de... N-ați vrut să plecați, aveați, acum ne-a spus motivul mai devreme, deci n-ați vrut să plecați de la Ecaterina, erau copii, erau profesori, erau toate celelalte, pentru funcția de inspector școlar general. Funcție care ați mai avut-o, ca inspector general ajung. Însă, mai puțin știu, deși a apărut și atunci în presă, faptul că ați fost vehiculat în perioada aceea chiar pentru funcția de ministru al educației. Întrebarea este, ce s-a întâmplat cu acel lucru și de ce totuși n-ați vrut să comentați acest zvon la momentul când a apărut el? Zvon sau informație? Pentru că a fost pe surse până la urmă. Da, a existat un moment când autoritățile de atunci mi-au cerut foarte rapid un CV-ul pentru această nominalizare. Am fost nominalizat, presupun că au fost mai multe CV-uri, eu nu știu culisele acestei probleme. Cert este că am fost încântat, fie și pentru faptul că am fost nominalizat, că s-au gândit guvernanții la mine și chiar dacă nu a ieșit, pentru mine a fost o mare onoare. Să nu ziceți că fentez întrebarea, aș vrea să vă duc la un personaj, Andrei Rădulescu se numește el, a fost într-o vreme președintele Curții de Casație. El s-a născut, nu mai trăiește, s-a născut în comuna Chioșdeanca, de unde este și Eugen Simion, academicianul, fostul președinte al Academiei, și la un moment dat s-a vehiculat numele său pentru regența din 1927-1930, Andrei Rădulescu. Am citit o carte de interviuri cu el și spunea ceva în genul acesta. Eu, copilul care mergeam cu vitele în comuna mea natală, Chioșdeanca, să ajung în această poziție. Zice, da, dar n-ați ajuns. Zice, fie și faptul că s-au gândit la mine este foarte important pentru mine. Cum Salcia mea de Prahova, unde sunt născut, este la numai 4-5 km de Chioșdeanca, dați-mi voie să vă spun că ceva similar s-a petrecut și în mintea mea și am spus atunci, fii modest, stai la locul tău, dacă oamenii te vor chema, dacă nu, nu este nicio problemă. Vreau să vă spun că nu este nimic ne la locul lui să mă întorc și la catedră, chiar din această funcție de director, nu este nimic mai frumos
pe lumea asta decât să predai și să nu, și nu orice, noi predăm istorie. Deși despre statutul istoriei noi doi am vorbit foarte mult și o să mai vorbim și de aici înainte, mai ales că această pânză uriașă care este Uniunea Europeană voalează cumva din sentimentul național al oamenilor. Și încet, încet acesta se diminuează și datorită faptului că istoria nu este acolo unde trebuie pusă în planurile de învățământ. Asta este nefericirea nu numai a mea, nu numai a celui care îmi pune întrebări, ci a multor dascăli de istorie din această țară. Da, deci întrebarea anterioară, dar și cea care urmează, se leagă pentru că ați avut cu prilejul deschiderii anului școlar, mărturisesc că am textul și noi am avut deja o convorbire care va fi un interviu, va fi publicat în următoarele zile, o parte din el, cele mai interesante lucruri, dar vreau să vă întreb, să ne spuneți așa principalele idei pe care le-ați lansat în discursul acela, care cred că merita să fi fost înregistrat, am înțeles că a fost înregistrat, dar nu avem noi discursul acela, a fost extrem de interesant și care dădea niște, să spunem așa, direcții de acțiune pe care ar fi putut să le pună un ministru în practică, dacă, deci un ministru al educației. Parcă am așa un sentiment de amărăciune că asemenea momente pe care noi le considerăm de mare impact, deschiderea unui an școlar nu este ceva foarte obișnuit. Până la urmă este un an școlar, cel puțin în câteva ore se petrec niște lucruri de mare impact emoțional, fie și numai pentru părinții copiilor de clasa noua sau pentru copiii de clasa noua, fie numai și numai pentru cei de clasa 12-a care vor părăsi băncile școlii și vor trece în învățământul superior. Și atunci eu vorbesc liber, este știut lucrul acesta, nu oriunde și nu oricând, așadar vorbesc liber, pentru atunci mi-am propus să îmi pregătesc câteva lucruri ca să nu uit ceva. Mărturisesc că am uitat, nu vreau să vă spun ce am uitat, aici inclusiv în deschidere când m-am adresat invitaților. Am uitat să pronunț unele nume. Aveați și foarte mulți invitați. O deschidere, probabil n-a mai fost niciodată pe acest meleag. Să spunem că telespectatorii noștri au văzut imagini de la deschidere. Da, da, da. Și atunci am gândit lucrurile cam în felul următor. Dacă promiteți că o să puneți în pagină câteva din acele lucruri, da, telespectatorii noștri le vor vedea și în scris, presupun, în vertical sau în Școala Gorjeană, nu știm unde. Cert este că lucrurile erau ceva de genul acesta. Cine suntem noi de școala aceasta care haide să vă dezvălui un secret. La ultima întâlnire, inspectorul general, dacă vă amintiți, ne-a cerut să trimitem la inspectorat, solicită președinția acest lucru, vârsta școlilor. Așa, și acum foarte frumoasă coincidență, în 1921 lua ființă școala secundară de fete Principele Carol. Ei, în 2021, subsemnatul iese la pensie, când școala împlinește 100 de ani. O frumusețe de aniversare. Mă și gândesc să fac o monografie, nu știu dacă mai vor duce puterile, dar cert este că iată este lucrul acesta. Și asta a fost prima idee pe care am spus-o eu. Cine am fost noi? Cine suntem? Am vorbit despre rezultate la clasă, la disciplină, la activități extrașcolare, doar trecute în vedere. Pentru ca să vorbesc despre relațiile cu celelalte instituții, mă refer aici la inspectoratul școlar, mă refer la primărie, la Consiliul Local, Consiliul Județean și toate celelalte, care sunt niște relații optime, am putea spune, pentru ca după aceea să explicăm de ce suntem noi așa, ceea ce v-am spus dumneavoastră, am spus și atunci,
Și de ce nu, am spus că sunt și greutăți, dintre care am menționat două. Aici am senzația că bate întrebarea dumneavoastră. Odată era această birocrație teribilă care ne sufocă și doi, era o propunere pe care am adresat-o și fostului ministru al cercetării, Mihnea Costoiu, care se afla în prezidiu și se referea la potențialul acesta nebănuit al învățământului preuniversitar de a cerceta. Mă refer nu numai la cercetarea în disciplinele fundamentale, așa, mă refer la cercetarea și la disciplinele umaniste, unde noi ca școală excelăm. Și am spus atunci, dacă într-o școală unde sunt 7 doctori în specialități, pentru că aceasta este situația la Ecaterina, s-ar face o investiție nu uriașă, așa, ci o investiție cum se cade, aș spune eu, nici foarte modestă, cred că ar fi foarte bine. Și atunci solicitam să se studieze și această problemă a unui proiect care să instituționalizeze această componentă a cercetării la nivelul învățământului preuniversitar. Dar nu așa oricum, adică să ne facem cărțile pe seama noastră, să lucrăm așa mai mult voluntar. Nu! Eu văd lucrurile ceva în genul acesta. Norma este de 18 ore. Hai să facem 10 ore norma de predare și 8 ore normă de cercetare, cu contracte, cu retribuită, așa cum trebuie, cu rezultate evaluate și așa mai departe. Dar tot eu așa mi-am zis, domnule, dacă institutele de cercetare, unde lucrează cercetători consacrați, trec prin drama prin care trec, mai vin și eu cu această propunere. Și sigur că a fost așa o undă de amărăciune, pe care însă, dacă cineva ne aude în clipa de față și ține cont de această propunere, de această opțiune a noastră, care sunt convins că se regăsește la foarte multă lume, la foarte mulți dascăli din învățământul preuniversitar, să aibă urechi, să audă și să dea drumul la un asemenea proiect, care nu poate să fie decât benefic. Să spunem că asta nu s-ar adresa tuturor, ci doar, doar celor care pot să facă acest lucru. Nu, nu. Asta e prima problemă și poate am sărit peste plagiatele din domeniul învățământului superior. Știm toate scandalurile acestea care Absolut. Au apărut în ultimii ani. Da, o idee, la această idee mă refeream în primul rând și mai sunt și alte lucruri pe care le-a spus acolo, pe care o să le găsească cititorii. Dar pentru că suntem la o emisiune de Școala Gorjeană. Înainte de a aborda și segmentul de istorie, unde profesorii de istorie, majoritatea de aici din Gorj, dar și în țară, fac parte din Societatea Științei Istorice, unde astăzi sunteți vicepreședinte la nivel național și președintele filialei de aici, înainte de a vorbi despre asta, aș vrea să vă mai întreb un lucru legat de Școala Gorjeană, iată, ca idee, în anul de grație 2015, o evoluție de aproape două secole de învățământ public la Târgu Jiu. Astăzi tot vorbeați de Ecaterina, că face secolul în 2021, spuneați dumneavoastră. Cum vedeți evoluția? Și acum vorbim și cu consilierul județean și cu omul implicat la nivelul Gorjului în foarte multe lucruri, de la cercetare istorică și până la, iată, ales local ca să dați direcții. Cum vedeți evoluția Școlii Gorjene în următorii ani? Și aici am unele rezerve în a spune că lucrurile vor merge foarte, foarte bine. Sunt, zic eu așa, vreo 3 categorii de dascăli în clipa de față. Cei din generația Ceaușescu, din ultimii ani ai epocii Ceaușescu, cei care au venit, care au terminat facultatea, să zicem, până prin 2000 și
ceva, am putea spune. Și de ce nu? Nu vreau să supăr pe nimeni. Cei care au început să găsească în învățământ un loc de muncă, doar atât, și nu un loc de muncă ce li se potrivește cu abilitățile lor, cu aptitudinile lor și până la urmă cu chiar cu dorințele lor intime. Adică sunt în învățământul nostru și lucrul acesta este un necaz mare, absolvenți de particulare mai mult sau mai puțin îndoielnice, care au reușit unii și prin modalități mai puțin corecte să pătrundă în învățământ și unde sigur că își pun pecetea pe acele suflete nevinovate. Un caz fericit este școala mea, unde, și mai sunt și alte școli, unde dascălii din toate aceste trei generații sunt de bună calitate. Pentru că vreau să vă spun, sunt facultăți particulare care scot specialiști foarte buni. Adică nu neg lucrul acesta. Uneori chiar mai bun decât cei de la stat. Poate problema... că sunt mai bine dotate. Și mai bine dotate. Asta, da. Problema este următoarea. În ce măsură îi motivezi tu pe oamenii capabili să intre în sistemul educație? Pentru că a merge pe ideea aceasta, te-ai născut să fii dascăl, nu se rezolvă problema. Până la urmă, tot material vom discuta. Și atunci, ca să răspund la întrebarea pe care mi-a spus-o, dacă nu se pune punctul pe i, foarte în 5-6 ani, hai să zic în 10 ani, vor ieși din sistem cei care au terminat cu 6-7 ani înainte de 89. Și să spunem cei care duc greu învățământului de calitate la acest moment. Și care duc greul învățământului de calitate. Vor începe eșaloanele superficialității, așa, care acordă o extrem de mare importanță activităților extrașcolare. Este extraordinar cât de talentați sunt unii în a organiza baluri ale bobocilor teribile, baluri mascate, să spunem, tot felul de marșuri, tot felul de chestiuni din acestea, spectacole, care nu sunt de neglijat. Atenție mare, deci nu suntem împotriva lor. Da. Este și am mărturisit la începutul anului școlar un lucru chiar în acel discurs. Selectarea și prioritizarea activităților extrașcolare. Adică noi nu trebuie să acceptăm orice să facem. Vine din exterior cineva și ne propune, haide scoate-l de la oră să facem. Nu. În primul rând ne facem activitățile didactice și după aceea. Deci, ca să revenim la problema noastră. Acest detașament, ca să vorbesc așa în termenii Revoluției franceze, acest detașament de oameni vor părăsi sistemul, vor mai rămâne ca pensionari pe aici, pe acolo. Este cealaltă categorie de dascăli și eu îi știu foarte bine, care au terminat în 1992, 93, 94, 95, până în 2000, bine pregătiți, oameni care au avut generația cealaltă ca model, așa, dar care și-au depășit generația cealaltă prin alte calități. Noi, ca să spunem așa, am făcut eforturi mari să scăpăm de unele deprinderi din perioada cealaltă și poate că nu am scăpat de tot de ele. Avem un stil mai autoritar, ne place, știu eu, punctualitatea poate mai mult decât ar trebui, credem că trebuie să fim serioși când mai trebuie să ne și deschidem în fața
copiilor, să ne... Deci mai sunt lucruri și la noi. Ei vin acest al doilea eșalon cu așa ceva. Dar se va duce și el. Atenție mare. Este generația ta. Da, așa. Este generația ta, mă scuz că vorbesc așa, dar noi am colaborat de-a lungul anilor atât de mult încât există o relație foarte strânsă. Și aici, și închei, există între aceste două eșaloane o relație de cooperare vizibilă, de durată, o sudură între aceste două generații, dar o distanță față de cea de-a treia categorie despre care vă vorbeam. La consfătuiri am citit în ochii colegilor foarte tineri la unii indiferență, ceea ce este total nepotrivit, iar la unii pur și simplu neînțelegere, nu pricepeau mare lucru din ce spuneam noi acolo. Și asta e foarte grav. Pentru că ei, la rândul lor, vor scoate produși, ca să vorbesc în termenii pedagogiei, vor scoate produși care, la rândul lor, nu vor înțelege multe lucruri. Și o mare problemă asta. Da, sunt multe lucruri care le-a spus în seara aceasta, sunt multe lucruri de care ar fi trebuit să discutăm. Ne apropiem de finalul emisiunii, nu ratăm însă un eveniment important. Spuneam, sunteți președinte al Societății de Științe Istorice aici la nivel de Gorj, vicepreședinte la nivel național, funcție prestigioasă. Societatea este o instituție extrem de prezentă în viața publică și iată de foarte mulți ani. Are conferință națională în această toamnă. Așa, ca avanpremieră. Dumneavoastră ocupați această de două mandate, cred. Da, și cred că n-o să mai candidez, să lăsăm locul și celorlalți mai tineri. Asta nu înseamnă că voi lăsa vreodată, cel puțin la nivelul județului Gorj, încă un mandat o să fiu președinte. Vom vedea, nu știu, să vedem sâmbătă, acum ne întâlnim la o ședință a biroului executiv, era să zic biroul politic, a biroului executiv al Societății de Științe Istorice, unde vom pregăti conferința națională, unde o să fiți prezent alături de alte persoane de aici, de la județul Gorj. Suntem o filiară foarte puternică însă prin sufletul, prin implicarea unui număr restrâns de oameni însă. Nu, și prin activitățile pe care le desfășoară. Da, da. Vă citesc și două mesaje pentru că avem un singur minut. Da. Unul dintre ele spune așa: felicitări pentru emisiune, ați adus cel mai bun invitat care se putea aduce. Felicitări domnului Nichifor pentru ce face pentru școală și pentru viața culturală a județului Gorj. Eu o să dau un răspuns parafrazându-l pe profesorul Gorun, care vorbea aseară într-o emisiune, în clipa când i s-a transmis un mesaj: nu sunt cel mai bun, sunt o mulțime de oameni buni. Idealul însă al meu și al colegilor mei, inclusiv al moderatorului acestei emisiuni, este să scoatem oameni buni. Și aici pe această direcție trebuie să lucrăm bine. Da, cineva, Tudor, semnează, spune așa: mă bucur că mi-am văzut profesorul de istorie și mă bucur că nu l-am dezamăgit. Nu spune mai multe. Îl felicit pe el, pe Tudor, nu știu despre cine este vorba, dar și eu aș vrea să le spun telespectatorilor că în urma mea am lăsat foarte mulți Tudori și până la urmă dorința fiecăruia dintre noi, acum îl parafrazez pe Aristotel puțin, este ca și ei, Tudorii, să lase la rândul lor alți Tudori, adică Tudori buni români, Tudori buni specialiști, Tudori cu performanțe la nivelul zilelor noastre. Cu promisiunea că mai reveniți la această emisiune, că n-am făcut jumate din ce ne-am propus, să discutăm doar în această seară. Da. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Și eu mulțumesc pentru invitație. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Școala Gorjeană, domnul profesor Gheorghe Nichifor, directorul Colegiului Național Ecaterina Teodorului din Târgu Jiu, a fost cu dumneavoastră. Mulțumim pentru atenție. La revedere! La revedere!